Vorbea Glăduț! Au auzit toate fetele! Eu eram doar eu cu ea ca să ne facem strategii, cum spui tu, și fetele pot confirma că nici acasă nu ne întâlnim niciodată. Să v-am lăsat. Eu am pornit mesajul respectiv, l-au auzit toate fetele. Nu m-am dus eu special la Adelina cu mesajul, da? Bun? Faptul că ea... I-a trimis un mesaj vocal, asta ține de ea. Nu veni să-mi spui tu mie de strategii, când eu am pornit mesajul ăla și l-au auzit toate fetele. Nu m-am dus special să zic ea, Adelina. Nu contează. Și acum, după toate fazele... A, nu contează. Bă, oricum tu o ții pe acasă, știi? Ea vine și îți dă dreptate ție, îi dă dreptate lui Dus, îi dă dreptate... Păi dacă n-ai dreptate... Dacă tu nu ai dreptate, e greu să accepti că n-ai dreptate? Păi dacă n-am greșit. Dar ți-e greu să accepți că n-ai dreptate? Păi dacă nu am greșit, femeie, pe ce să, pe ce, pe ce vrei? Păi cum n-ai greșit? Nu, tu nici o acuză, chestie care e ireală. Vă simțiți mai bine dacă mă declar eu vinovat? Tu vii și o acuză, chestie care e ireală. Nu trebuie să mă declar vinovat. La Radu, da, sunt de vină. Ați auzit vreodată voi? Eu n-am auzit. S-o întorc din drum la modul să mă împac cu ea, măduțule. Păi ești împăcat cu ea acum, nu? Văd ce împăcat sunt. Păi și atunci, bă, dacă ai văzut că nu mergi. Nu mai înțeleg nimic. De o lună, de când sunteți împreună, Radu și Adelina, tot același subiecte le-ați avut. Într-o zi ați fost certați, în cealaltă zi ai fost... Ori, ai iubită, și o respect. Păi nu trebuie să facă cât o prostie în fiecare zi. Păi greșește femeia asta, e bine dacă greșește ea. Greșiți amândoi, dacă ați văzut că nu merge. Ați încercat de 100 de ori. Eu nu greșesc, asta vă induce el vouă că greșesc. Vă induce el în cap că greșesc. Vedem și noi. Nu te-ai dat la niciun băiat, de când ești cu el, n-ai făcut... N-ai făcut asta la nici măcar un băiat. Nu am zis că s-a dat la un băiat. Am spus că face jocuri subtile, nu că se dă la băieți. Ce jocuri? Că acceptă că... Da, ce te poate deranja e că mai dat la altor băieți. Hai să spun ceva, Blăduț. Să pui într-o balanță așa ce vorbești tu, că nici măcar... Nu pun în balanță nimic. Nu pun în balanță nimic. Pun în balanță greșeala ta, greșeala mea, greșeala ta, greșeala mea, astea sunt. Și ce, cum e balanța? Nu, sunt greșeli diferite. Ce stadiu e balanța aia? Una e să mergi să te dai la una, să te pup cu una, alta e să dai cu o pernă în codul. Corect, ai dreptate, dacă stăm să punem în balanță ce a făcut ea și ce am făcut eu, clar, eu, la mine a cântărit mai mult. Dar eu l-am făcut pentru că mi s-au fost făcute și le-am întors de 10 ori mai rău. Așa. Și tu ai vrut să faci chestia asta ca să-i demonstrezi ei că nu știu ce și să nu mai facă chestia asta, nu? Da. Ok, ai făcut chestia asta de o dată, de două, de trei, de patru, de cinci ori, înțeles? Nu. Păi și atunci, de ce o mai faci în continuare dacă nu înțelege? Pentru că nu poți să renunți. Nu poți să renunți. Păi atunci încearcă altceva, încearcă altă metodă, altceva. Nu știu tu tot... altă metodă păi atunci... dacă... Deci dacă când greșește unul, celălalt trebuie să se pupe pe altul. Păi când vrei, unul face o greșeală, prin comunicare se face, să știi, nu prin ambiții, da? Că nu am făcut niciodată ambiții cu tine. Bă, acum nu poți să înveți, ai văzut, ai ajuns la disperare, nu poți să înveți. Lasă așa. Păi cine le creează? Cine creează certurile? Tu. Bă, dar nu-i vorba că ai greșit, ai greșit că ai spus, ai greșit că ai spus altei fetei problemele din relația ta. Dar le știe toată lumea că sunt de la televizor. Domnule, tu i-ai spus că de două zile te înțelegi bine, dacă tu nu veneai cu cearta asta. Păi dacă îmi greșești, vrei să mă prefac ca să ne mai certăm doar de dragul emisiunii? Nu-ți greșesc și știi și tu că nu-ți greșesc, dar minți ca să te scoți tu pe tine. Bă, îl deranjează unele lucruri. Tu ori ai făcut așa și te cerți acum cu mine ca să-i demonstreze că poate să lupte și că oricum asta îți place. Dar n-are degeaba luptă că nu-i place la Radu de ea. Nu-i place. Mă, nu te mai... Dacă ar fi să ăsta ar face numai așa, dar nu-i place de ea. Pentru că și tu ești bătută, cam nu se vede că nu-i place de ea. Nu am spus că-i place, am știe, zis mai înainte a spus și el a spus că motivul pentru care fata asta vorbește cu el e pentru puul din piept. Nu că îi place de el. Păi da, asta e părerea mai veni și tu cu păi și da, dar el face chestia păi asta. Păi ea caută tot pe mine, mă, să scoată vinovat că asta vrea, mă, că asta vor fetele, asta vrea Antonia, asta vrea Larisa, asta vrea... Tu ești vinovat și toată lumea știe de acasă și cei din casă și toată lumea știe că tu ești vinovat. Bună ziua. Da, română. Ce faceți, mai? În afară de ceartă și scandal, mai faceți și voi acum ceva? Vorbeam frumos. Nu? Acum vorbeam frumos. Vrem. Dar de ce vă certați până la urmă, ca să înțeleg și eu? Domnișoara Cristina, nu e neapărat că ne certăm. M-am certat eu cu Adelina și au fost băieții un pic revoltați din ce am înțeles. Nu știu, poate să vă explice și ei că... De două săptămâni este același subiect că mă cer cu Adelina și ei s-au săturat să-și dea cu părerea, să comenteze despre mine. Și am auzit o discuție. Am auzit o discuție și de cecuri, că oricum tot el câștigă cecurile, dar până la urmă eu nu pot să pun oamenii să-i rog să nu mai voteze. Asta nu depinde nu de era mine. Vorba de asta. Și nici n-ar trebui să-i privească pe ei, pentru că până la urmă
Nu știu, n-au venit aici pentru cecuri. Nu știu ce ți-au vorbit ție de cecuri, eu ți-am spus și mai înainte. Eu v-am spus ce mi-a spus Ahmed. Da, bine, mă înțeleg, eu nu mă interesează. Eu am auzit discuția și v-am spus. Da, da, te înțeleg. Eu ți-am spus, stai un pic, Oricum tot tu câștigi, oricum tot ești în față. Da, era vorba că timp de două săptămâni. Dar problema, știi care e discuția? Voi ați venit aici să câștigați bani sau să-mi faceți relații? Dar nu zici nimeni de bani. Nu zici nimeni de niciun ban. Eu am relații, dar eu mă plâng. Eu cred că ție, dacă nu-ți dau un cec, tu nu o să mai vorbești o săptămână, că mi-a zis o tu mie asta. Ia uite, ce ți-a spus? Azi? Nu azi, mai înainte. Ai zis mi-ai zis-o azi. Când, vreodată? Când? Ți-am mai zis-o asta, omule. Și asta știi și tu foarte bine, că era odată gala, când a venit domnișoara Cristina cu cutiuța, și a zis, mamă, tremur tot, nici nu mai știu. Păi oricum tremur la fiecare gala, mă, eu ți-am spus. Și dacă ies, și dacă am emoții, sunt în fața emoții. Da, știi, dar n-am de zici așa ca și chestie. Dar zici așa ca și chestie. Da, domnișoara Cristina, dați el altă. Dar ce, dragă, vă dau eu ce cuvil, dă cei de acasă. Dacă impresionați, dacă apăreți, dacă vorbiți, dacă iubiți, cu siguranță veți fi răsplătiți, căci despre asta este vorba la puterea dragostei. Simona, ce faci? Bine. Ce mai poți spune despre Vlăduț? Cum a avansat relația voastră? Păi ne înțelegem destul de bine. Da, spre disperarea lui Ahmed. Ce s-a întâmplat? Nu știu, eu cred că e cu ideea împăcată, nu? Nu am de ce să fiu, domnișoara Cristina. Acum nu mai am de ce să fiu supărat. Chiar, pe cuvântul meu de onoare, mă bucur pentru ei și mă mai repet odată. Merită Vlăduț pentru că e un băiat corect, un băiat care spune vorbele pe față și merită să aibă o femeie lângă el ca Simona care să mă bat. Să nu l-am amenințat că-l bat. I-am zis că pur și simplu dacă mai iese din camera de hotel după ora 12 noaptea și să facă gălăgie pe hol, o să suporte consecințele. Pentru că eu vreau Ahmed, să dorm. Ahmed, și cum a venit ca Simona la acum două zile ziceai că e pe rând? Eu asta am zis, dacă înțeles altceva, e problema. Nu, cred că ai amnezii și uiți de obicei ce faci. Vezi că eram în gală și ai zis că îi faci în spate, ai zis la hotel că îi faci lucrurile alea și acum vii și zici că ești de acord cu relația lor. Păi pentru că omule țipai peste mine și vorbeai peste mine. În fine, nu vreau să repet toate chestiile. Ai făcut-o foarte urât. Și acum că la vorba, Vlad, nu-i vorba ar trebui să-i pun mâna lui Vlad, să-i zici că bravo Vlad, ai 20 de ani și uite că tu ai reușit la 20 de ani să faci ce n-am făcut eu la 25. Bine. Așa. Nu-i vorba, nu trebuie să-mi pun mie mâna. Să nu mai punem mâna pe el. Ce ai zis, Simona? Să nu mai punem mâna pe el. E geloasă. Nu. N-are treabă, Vlad. Nu, să știi că nu-mi plac băieți. Este proprietatea ta, cum spunea Antonia ieri. Nu-mi plac băieții, să știi, Simona. Nu, dar nu trebuie, nu e necesar să pui mâna pe el. Că te înțelege de cuvânt, nu trebuie să-l atingi sau chestii. Păi eu pur și simplu mi-am dat seama de unele lucruri și de ce ți-ai dat seama? Că ești un fals, de aia ți-ai nu, că seama. Sunteți împreună și îmi place să mă bat peste pentru relații. Pentru că ieri făceai glume și astăzi ironizate și astăzi vii ca și cum da, la fel ai da, dar vezi că azi dimineață, domnișorul Vlăduț, după ce a plecat Duțu, stătea acolo pe canapea și vorbea cu Alina, nu știu ce, când am Și ce, știu, și care e problema? Și ce, să vorbească ea. Ce n-are voie să vorbească? El oricum e psihologul tuturor femeilor, asta nu e o problemă. Dar ce, e lesă, în primul rând? Nu e o problemă, mai înainte ai dat-o. Păi am zis despre relație, am zis despre relația ta, că ești psihologul femeilor, asta e alt subiect. Psiholog, dar ce vorbeam? Știți ce este interesant? Faptul că în gală Vlăduț afirma că e rușine că este colegul tău. Iar acum tu iei apărarea. Tocmai. Ce s-a schimbat? Păi tocmai iau apărarea că îmi doresc cu adevărat ca el să facă un cuplu cu doamna Simona. Nu știu. De fapt, doamna. Nu știu, exact. Păi, domnișoara era până în 30, așa știu. Și dacă nu avea bărbat, dacă are bărbat, știu că e doamna, așa se numește. Nu, că el o dă bine, nu. El își cere scuze și după aia dă. Păi asta e adevărul, nu-i așa? Nu. Antonia! Tu de ce ți-ai pus mâna la ochi când a venit vorba de Vlăduț? Doamne, dar nu mi-am pus mâna la ochi când a venit vorba. Când a venit vorba de melodie, mi-am pus mâna. Te gândea la Dorian, la ăla de la Cluj. A cântat prea mult ieri. Am cântat prea mult, da, și nu mai vreau. Astăzi ai purtat o discuție cu Georgiana. Da, despre ce am purtat mai multe. Despre ce am mai vorbit. Nu mai știu despre ce am vorbit. Nu suport pe Ahmed ăsta deloc, serios. Alex și Adriana. Mă irit. Subiectul vostru preferat. Nu e subiectul nostru preferat. Îi spuneam Georgianei astăzi că am auzit, deci n-am văzut eu. De asta nu am întrebat-o nici pe Adriana, nici pe Alex, pentru că nu am văzut eu. Doar am auzit că ieri, după filmări, s-ar fi pupat.
Ia auzi, e adevărat? De unde? Am văzut domnișoara, eu. Domnișoara, doar am adevărat. Da, ce-i drept, ne-am luat în brațe și probabil fetele au interpretat în momentul în care am pupat-o brațe. Da, eu nu, am văzut. Eu de când auzit. O să mă pup cu cineva, o să vin și o să spun. Adică nu cred că s-ar întâmpla chestia asta în spatele camerelor sau mai știu nu eu. Nu m-am pupat, frate, când o să mă pup, o să vin să spun cine ai băiatul de dramatic. Eu cred că te chinuiești degeaba, Alexandru. Nu, eu n-am trebuie spus să mai, așa, să mai citești un pic din Eminescu, să mai faci două, trei scrisori. Mare lucru nu ar fi un pupat, pot să vin să mi-l asum, dar n-a fost. Nu a fost cazul de așa ceva. Dacă era, ți-am zis, se întâmpla chestia asta în emisiune și, până la urmă, noi am făcut niște pași. Ne-am care, pupat până aici pe obraz. Care, nu ai putut să-i faci. Deci, practic, oricum, noi ieșim într-un avantaj. Ce ai zis, Alex? Am zis mi că... Mi s-a părut mie sau mă taci? Nu te-am atacat, ți-am zis părerea mea personală despre ceea ce se întâmplă. Eu, spre deosebire sau poate chiar și am făcut niște pași spre cineva. Dar bravo ție, ți-am spus eu ceva? Cum? Bravo ție, ți-am păi nu, ți-ai dat tu părerea și am vrut să-mi dau și eu părerea. Am ce ia, uite, și-a dat și Ahmed cu părerea. Ia. A, dar el e frustrat, domnișoara. El dă doar cu părerea, nu știe să atace. Nu mai fi recalcitrant. Știe să zic de asta. Da, stai, că le încurajează și pe noi acum. Ți-am zis așa, fii atent. Știe să atace. Dacă vrei, mă duc și îți cumpăr eu personal niște cărți cu George Coșbuc, Eminescu. Acum ești intelectual. Poate scoate. Poate dar eu n-am să ajung să am ultimul grad intelectual. Poate primești și tu fac cu de astea. Față de tine. Eu nu fac așa de bună voie. Eu imit, eu vă imit pe voi. În momentul în care eu vă imit pe voi, voi sunteți frustrați. O secundă. Ei, băieți, o secundă, pentru că vreau să știu. De ce vă certați, fetelor, Antonia și Adriana? Nu ne certăm, nu ne certăm. Discutam despre... Nu, îi spuneam Adrianei că mie chiar mi-a plăcut pe gestul pe care l-a făcut Alexandru față de ea și chiar am vrut să o întreb azi dimineață când am venit, doar că nu am mai întrebat-o pentru că a venit Adelina, da, și am început altă discuție. Și, în legătură cu pupatul. Antonia, tu te referi la florile pe care i le-a oferit ieri? Da. Nu de alta, dar Codruț avea o teorie, cum că cei doi fac lucrul acesta pentru a obține cecul pentru cuplul favorit al lunii. Codruț, încă n-am făcut niciun cuplu, s-ar putea să nu facem, așa că nu vă mai agitați atât. Și de asta este și noi nu am făcut absolut niciun plan. Este... Poți să vorbești și eu sau vorbești și peste toată lumea? Și Radu este atacat pentru că, cum acum este singurul cuplu sau nu știu dacă mai sunt. Da, în fine, vorbeam de noi, lasă-mă așa. Este atacat. De asta și a și spus când i-a dus florile Adrianei, s-a sesizat el și nu știu ce zicea pe aici. S-a trezit Codruț care venea cu chestii de genul la Diana. Ok, las-o așa. Bă, nu m-a deranjat dacă spunea el, dar te-ai trezit tu care nu ai niciun rost aici și ești degeaba și nu te-ai apropiat nicio fată. Mă scuzi pe mine. Venea aici, stai, fiecare în parte are rostul lui. Da. Auzi tu, Vlad, de ce te-ai sesizat? Ți-e teamă că o să faci un cuplu cu Simona și apoi... veți avea aceea soartă? Nu, nu mi-e frică de nimic. Pur și simplu am spus pentru că, din ce am observat, de fiecare dată, în momentul când cineva încercă să-și facă relație sau ceva și se apropie cuplul lunii, o să fie adus subiectul ăsta în discuție. Nu, îl faci doar pentru cuplul lunii. Asta da, și dacă nu faci, de ce nu faci? Că așa o să se întâmple la fiecare 4 săptămâni. În săptămâna în care vine cuplul lunii, o să fie spus, ok, eu am făcut relație doar pentru chestia asta. Tot timpul o să fie relație. Dar atunci o să vadă că tu, Codruț, când o să-ți faci un cuplu, atâta poate persoane ne vorbești. Știi care e diferența? Tu dacă ai face cuplu cu Simona, n-ar spune nimeni că este pentru cuplul lunii. Ahmed, nu interesează părerea ta. Radu și mai sunt câțiva care sigur asta e că Alexandru știe că într-o săptămână nu o să reușească nimic. Da, bine, vorbiți câte 3-4 în același timp și nu poți. Zi, Adriana. Diferența e că Alexandru știe destul de clar că într-o săptămână nu poate să facă nimic cu mine. N-are cum să tragă de mine niciun fel încât să facem un cuplu neapărat pentru cuplul luni. Asta nu se miște atât de repede cum vreți voi. Da, bine, dacă tot vorbim despre cupluri, măi, Duțule, ai lipsit și tu, ai fost răcit, ai fost tu acolo și... Simona s-a apropiat de Vlad. N-are nimic. Dar eu nu o să țin o femeie lângă mine cu forța niciodată. Dar Alina era nici n-ai avut-o ca copii. Dar n-am avut nimic cu el, doar am vorbit, nu? Da, bine, ieri fetele în lipsa ta vorbeau așa. Niciodată Iacob nu va face un cuplu aici în casă. El doar le curtează pe fete și la final se retrage. Cine a zis treaba asta? Adriana, parcă. Eu am zis că așteaptă o altă fată. Asta am zis eu. Gianina? Gianina nu este. Nu se simte bine. Nu se simte. Da. Cine a mai spus? Că Duțu nu vrea să facă niciun cuplu. Parcă Georgiana. Păi și eu pot să spun aceeași chestie și despre Adriana. Că aceeași chestie a făcut și ea, dacă o luăm logic. I-am spus că aștept să fată, nu că nu vei fi. Ia zi, Adelina, zi tu. Am spus că în momentul în care Alexandru s-a despărțit de Alina, s-au despărțit, Duțu a zis că o să facă pași spre ea și în momentul în care ea a acceptat pașii lui,
S-a retras. Da, pentru că nu m-a retras, femeie. Vezi că el s-a retras în momentul în care a intrat Simona în casă. Nu, s-a retras dinainte. Da, vezi că până să intre Simona. Dar nu știi tu ce vorbesc că e scris, eu poate știu mai multe decât tine. Dar nu știi tu ce vorbesc fetele în spate, Alex. Nu mă contrazice că eu știu mai multe decât tine. Moară stricată. Au zis el cu sărutul pentru Alina. După ce a intrat Simona, el s-a retras și s-a dat deoparte. Despre ce vorbim? Nu e adevărat. M-am referit că momentul în care... Vezi că atunci a fost în glumă. Ca să vedem dacă ești ai gelos spus, că ai vorbit spus. Cu ea. Exact, nu ai vorbit mai tu cu ea. Ca Alina, v-a spus că... de acord să-l faceți gelos pe Alexandru? Nu, nu am de acord, dar când veneam în casă... Pentru că el zicea că nu e gelos, în schimb, acasă... Pe rând! Ce vorbim? Vedeți? Vedeți cum vă dați arama pe față? Acasă el făcea chestii. El a făcut chestiile alea din gelozie. Și aici în emisiune nu se arăta și Alina a vrut să-și dovedească să vadă. Uitați-vă că nu ești bărbat mai bine ca tine. Exact. Și vă pup, dar nu ne-am pus de acord, nu am vorbit. O zi, când veneam în casă, el îmi zicea... Ea zicea, uite, mulțumesc. Uite cum e gelos. Că a zis Duțu că a făcut doar așa. Da. Pur și simplu. Da. Și eu nu pot înțelege de aici că voi doi complotați ca să nu, mă faceți pe mine gelos. Nu, 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 noi nu vorbim. Mulțumesc, vă pup. Felicitări. Nu o să vă iasă. Apreciez că mă căutați în continuare. Jur că vă iubesc. Dar chiar ne-a ieșit. Vă iubesc pe amândoi. Vă iubesc pe spus de mult și vă mulțumesc. La momentul acela chiar ne-a ieșit. Stați puțin, opriți-vă puțin pentru că trebuie neapărat să comenteze Ahmed. Zic tot ce ai de zis. Când e vorba de Alina, acum Duțu n-a zis nimic de tine, n-a zis Alexandru, Alina n-a zis Alexandru, da, și tu te-ai simțit tare pe desfiardă. Atenție la limbaj. Ai înțeles? Și în prima oară ai zis că îi cumperi papuși lui Alina, nu te băga peste mine. Nu te băga peste mine. Acum ai zis că îi cumperi papuși lui Alina ca să nu te mai bagi de seamă și te bagi tu în seamă cu ei. Așa, cauți atenție. Astăzi când stăteam pe canapea acolo pe ea, de ce? Bă, ascultă-te la mine. Ascult, da. Ascult, când stăteam cu ea acolo pe canapea, de ce ai zis? Iar vorbiți de mine, iar mă căută. Nici nu am vezi, vorbit, asta am vorbit de noi. Radu, și când în momentul în care am mutat, stai, ascultă-mă un pic. Am mutat canapeaua, la fel ați încercat să-i induceți ca și cum eu m-am mutat aici ca să vă văd pe voi doi. Dar cine a zis? A zis nu, Radu, nu am zis noi. Nu, te-am băgat în seamă, omule. Păi nu, dacă tu l-ai spus pe Radu, e problema ta. Dar nu am avut niciodată peste asta. Dar apropierea ta față de ea a fost sub formă de glumă. La început, da. Da. Și eu de aici pot să interpretez că a fost o strategie din partea amândurora să mă băgați în ceva. A fost o strategie? Tu a zis destul de clar. Alina nu a zis, dar tu a zis. Bine, fiți atenți. Vom vedea ce se va întâmpla până la final. Cine pe cine va fi gelos. Pentru asta trebuie să avem răbdare. Georgiana? Da. Spuneai despre Ana că a venit chitită pentru a forma o relație cu Radu. Păi da, dar și ea a spus asta când a venit aici, că ea a venit pentru Radu. Da. Iar Alex avea o nedumerire. De ce tocmai pe Radu? Pentru că Radu crede că orice fată care se apropie de el, se apropie doar pentru că are pâu și nu știu ce. Clar. Dar nu e așa, de ce Omule, crezi tu asta? Atâta timp cât ea a văzut că are o relație cu Adelina și avea pe lângă, în topul respectiv, pe mine, inclusiv Claudiu. Așa, de ce așa, nu l-a lăsat deoparte? Te optiști tu că nu te-a lăsat pe tine și că îți place nu. Pe Alex. Păi, dar poți pe să, Radu mai poți să tind să cred că ea a venit în casa asta strict pentru lucrurile astea. Ia, stai puțin! Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.